Continuăm seria emisiunilor cu consilierii orășenești din Căușeni despre așteptările și perspectivele din mandatul de ales al poporului. De această dată am discutat cu consilierul independent, unul dintre cei mai tineri consilieri din orașul Căușeni, membru al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Andrei Gogu, și consilierul Tatiana Ilieș din partea partidului politic Șorm, membra Comisiei Educație, Tineret, Sport, Cultură, Protecție Socială, Sănătate Publică și Muncă. Cum a fost primul lor an din mandat, aflăm din minutele următoare. Amintim că ambii consilieri sunt la prima experiență în acest domeniu. Un an pozitiv ce ține de activitatea mea în cadrul Consiliului Orășenesc, dar totuși cu perspective și speranțe pe viitor că va fi posibil de făcut mai mult. Totuși, pandemia puțin ne-a stopat în unele planuri și a primăriei și a Consiliului, cu toate că este Consiliul nou, majoritatea consilierilor totuși sunt prima dată consilieri, sunt și unii cu experiență, primarul este nou, dar nu știu, adică părerea mea că și activitatea primăriei și activitatea Consiliului Orășenesc la momentul de față noi putem evolua în nota 8, adică totuși un rezultat cât de cât pozitiv, acceptat. Vreau să spun că din 4 comisii care sunt astăzi în cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni, Comisia Buget și Finanță a fost comisia care din 7 membri, adică inițial în această comisie, adică au vrut să fie membri, adică undeva în jur de 11-12 consilieri. Adică cea mai solicitată, putem spunem așa. Dar totuși, până la urmă, noi am găsit limba comună cu consilieri și majoritatea totuși la aprobare, adică în cadrul deja ședinței Consiliului, majoritatea a înțeles că totuși ar fi mai bine ca să fie consilieri care cât de cât au treabă ceva legat de contabilitate, de buget și de finanțe. Sunt careva consilieri care pe urmă s-au răzgândit și au trecut în cadrul altor comisii, dar clar că o persoană cu experiența de administratorul unui bănci, cu studii contabilitate și audit, adică trebuia să fac și eu parte din această comisie, mai ales că majoritatea întrebărilor care pe parcursul au fost rezolvate, adică cândva le-am văzut deja în cadrul ședințelor Consiliului când am fost prezent ca un oaspe, când încă nu eram consilier. Și este interesant și este într-adevăr un domeniu în care mă percep mai bine. În primul rând vreau să menționez faptul că activitatea primăriei după alegeri, adică și a Consiliului, a început după unele cheltuieli, adică neprevăzute, fiindcă erau careva datorii față de structuri private și, da, mă rog, tot, nu, cum, nu erau sume enorme, dar trebuia întâi de corelat bugetul, astfel ca totuși agenții economici care sunt plătitori de impozite anume la noi în oraș, adică să aibă aceste sume care au fost deja cheltuite, ca să le primească și mai departe, adică să dezvolte business-ul lor, fiindcă tot ei mai departe achită impozitele, taxele locale și multe altele și prin asta își formează și bugetul viitor. În linii generale vreau să spun că bugetul orașului, adică este cheltuit pentru, în mare parte, pentru susținerea populației, adică pentru indemnizarea inclusiv și a salariilor și susținerea populației, susținerea copiilor, bătrânilor, adică familiilor problematice. Și, mă rog, totodată și bani, adică cheltuie și pentru aprovizionarea cu apă, adică pentru salubrizarea orașului, adică acestea sunt cheltuieli. Cel mai mare regret personal, cel mai mare, în afară de, înțelegeți, activitatea, nu, cel puțin a consilierului Gogu Andrei, adică constă în rezolvarea problemelor, adică curente care sunt în cadrul orașului nostru, dar și totuși a fost un obiectiv atragerea investițiilor, proiectelor noi,
Ceea ce eu am văzut fiind director de bancă, când am vizitat mai multe grădinițe din raionul Căușeni și Ștefănvodă. Adică am fost practic în aproape toate satele din Căușeni și Ștefănvodă și am văzut ce grădinițe au și școli unele sate în comparație cu Căușeni. Ce așteptări am avut? Am așteptat ca orașul nostru Căușeni să dezvolte tot atât de repede cum se dezvoltă deja la moment. Am așteptat lucrurile se schimbe mult spre bine, mai mult spre bine. Și s-au îndreptățit, iată, a trecut un an de zile. Da, da, sunt unele lucruri chiar vreau să vă spun că sunt foarte surprinsă, adică eu vreau să vorbesc acum în general, din orașul nostru. Mult, mult înseamnă implicarea consilierilor în cadrul primăriei, adică vreau să spun că atât de mult cât își dorește un consilier schimbările, să aducem schimbările bune în orașul Căușeni, ele se, într-adevăr sunt niște consilieri, sunt și consilieri cu experiențe foarte mari, în care au cu mult mai mult experiență ca și față de mine. Este un an, a fost așa, un an... Cu toate că avem problema care este acum cu pandemia, în rest, totul e, adică pentru mine a fost un an cu multe și realizări și așteptări. Spuneți-ne cum este privită o femeie în cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni. Toți suntem oameni, toți se înțelege lucrul că deja sunt consilieri cu experiențe, încercăm să ne încadrăm în toate, cu tot cu ce putem, unii nu cunoaștem, cerem ajutor, încercăm să ne încadrăm.